Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră se referă doar la opinii despre piețe, nu recomandări de tranzacționare. Și foarte uh, util, nu doar important, este uh, să reținem și riscurile asociate efectului de levier, care este de altfel în centrul unor dezbateri foarte actuale acum despre cum s-ar reorienta sectorul. Uh, efectul de levier posibil permis de către platformă, nu este și nu ar trebui să fie efectul maxim pe care noi îl folosim. Adică nu utilizăm tot cash-ul din cont pentru a lua poziții, pentru că dacă o facem pe piețe cum cele valutare, înseamnă că ne-am supraexpus și orice mică evoluție nefavorabilă ne poate aduce pierderi consistente. Bineînțeles, și dacă e favorabil, lucrurile funcționează, dar nu trebuie să gândim așa pe principiul la da lovitura într-o singură zi. Nu prea funcționează lucrurile, poate după foarte, foarte mulți ani de experiență. Însă, reținem deci aceste aspecte de risc și nu, nu e deloc o formalitate pentru mine să le, să le spun, mă ajută și pe mine să le reamintesc. Bun, să vedem cum arată un euro SD. Și o să vedeți aici că am deschis o poziție cu puțină vreme înainte pe GBP-USD. Lucrurile nu au funcționat, de fapt au funcționat la început, dar acum piața s-a întors și vedem ce se mai întâmplă. Pe Mario Draghi m-am mutat tot pe, tot pe Bloomberg și acum nu știu dacă sunt niște relori sau scrie tot live, să vedem. Sper să nu mai fie afirmații importante. De altfel, a fost un discurs adresat unui public academic, apărând beneficiile quantitative easing și al forward guidance, adică al programului de injecții de lichiditate și forward guidance înseamnă a delimita un parcurs pentru viitor. A spune că politica va rămâne încă o vreme relaxată sau, de ce nu, peste câțiva ani, poate că va însemna a comunica faptul că politica monetară rămâne strânsă. Deocamdată vorbim de relaxare și a încercat să insiste pe această idee favorabilă, a dus în discuție niște modele, uh, modele de valoare economică nu alt gen, uh, cu fricțiuni financiare uh, și uh, în general, uh, mergând pe ideea că uh, programul că este eficient. Uh, a uh, vorbit despre aspecte ce țin de, uh, de criza financiară și de ceea ce se întâmplă cu Grecia, de cum uh, felul în care Uh, titlurile de stat erau considerate fără risc și apoi au devenit riscante. Uh, a existat, uh, cred, pe lângă, uh, pe lângă această apărare a programului QE uh, și uh, ideea că există totuși flexibilitate. Deci părerea mea este că mesajul uh, nu e unul care să elimine posibilitatea unei reorientări ușor hawkish la final de săptămână. Deci acesta este în Germania, în Lindau, uh, discursul curent. Vedem uh, ce se întâmplă vineri. Cred că există această posibilitate. Pentru EURUSD însă sunt și fluctuații modeste referitoare la indicii PMI. Um, deci, e, e un discurs general, părerea mea este că merită să ascultați și înțeles cu atenție, facem niște referiri la niște modele macro acolo. Este un foarte bun apărător al politicilor BCE, după părerea mea, Draghi, dar sunt și niște remarci care merită ascultate mai mai cu atenție. N-am reușit să prind chiar, chiar tot, dar mi-am propus să reascult acest discurs, asta pentru propria învățare și nu neapărat pentru influența directă în piață. Să vedem uh, puțin din modul în care gândește BCE-ul. Bun. Uh, euro se în range. Uh, indicii PMI au fost în general buni, dar nu totul frumos. De exemplu, în servicii, în Franța, sub așteptări, uh, 0,4 puncte și, mod agregat, pentru zona euro, 54,9 față de 55,4. Ce înseamnă acest 54,9? Este o veste proastă, nu este o veste proastă, pentru că sunt niveluri încă destul de înalte. Și dacă tot vorbim de. Am vorbit un pic de situația din Grecia. În 2011 am avut o problemă, apoi în 2012 economia reală a reacționat și iată cum arată indicii în servicii PMI în 2012-2013. Iată pe unde suntem acum. Mie nu mi se pare, deși este o aparentă nu chiar o aparentă, există o ușoară tendință descendentă, dar nu mi se pare că lucrurile arată rău. Suntem la vârfurile de după criză și nu, nu știu câtă istorie avem aici, dar nu foarte departe de perioada ultraoptimistă. Aceea ne aducea însă valori în zona 58-59. Dacă vom regăsi așa ceva, ar fi un lucru destul de un lucru destul de interesant. Probabil că economia europeană ar fi în plin boom. În schimb, industria, spre deosebire de așteptările care vizau, iată o schimbare, linia punctată, linia orange, portocalie, a făcut un pas înapoi. Asta înseamnă așteptări mai slabe. E, nici vorbă de asta, indicele pentru industrie a crescut cu toată slăbiciunea monedei unice europene. Dar o bancă centrală privește mai, mai spre viitor și nu este, nu este influențată neapărat de o singură publicare, de un trend și ia în calcul și ceea ce se poate întâmpla din perspectiva de risc politic, de risc de dobândă, de risc de portofoliu, multe, multe aspecte trebuie luate în calcul. Dar indicii aceștia sunt, după părerea mea, în mod agregat favorabili pentru pentru evaluarea monedei unice europene și poate că au încurajat o ușoară apreciere. Ce se mai așteaptă astăzi este o zi destul de liniștită cu o uh, excepție din Europa, la ora 5, încrederea consumatorilor și din Statele Unite avem mai multe date uh, la 5 sfert flash services PMI și manufacturing PMI. 55 pentru servicii. Nu mi-e ușor să fac o estimare, pentru că nu m-am nu reconectat în totalitate la fluxul macro după vacanță. Văzând să, facând o evaluare subiectivă a ce se întâmplă în Statele Unite acum, m-aș gândi că o valoare de genul 55 ar fi ar fi cam limita potențialului și că există chiar un risc de a fi sub așteptări pentru services PMI. Pentru manufacturing am avut alți indicatori în trecut care au fost, au fost relativ solizi, mai ales acum cu un dolar mai slab ar trebui să se simtă încredere, deci 53.4 sau ușor peste. Vedem cum este efectul agregat. La ora 5 avem în Statele Unite și vânzele de case noi. Deci e un calendar mediu ca încărcare, nu... Nu unul foarte plin. Între parametrii macro, pe lângă aceștia, mai există și perspectiva politică. Și câteva remarci ieri din partea lui Trump, una dintre ele spunea că s-a tradus cam așa în presă, președintele amenință cu un government shutdown, deci cu oprirea finanțării guvernului dacă nu se va găsi finanțare pentru zid. Deci, până la an, nu i-a convins nici pe mexican să plătească, și uh, nici măcar pe american, pe Congresul American, care este republican, uh, dominat de republicani. bine, aceștia nu sunt de acord cu bani pentru, cheltuirea zid, pentru construirea zidului. Uh, tonul discuțiilor a devenit uh, mult, mai, uh, mult mai tensionat. În același timp, a afirmat că la un moment dat s-ar putea retrage din nafta și ieri mai devreme pe parcursul zilei, de asta nu am piedicat piețele de acțiuni să continue creșterea, s-a vorbit și despre uh, sancțiuni suplimentare pentru, de fapt nu s-a vorbit, chiar a fost anunțate de către uh, trezorerie, de către Ministerul de Finanțe, uh, sancțiuni pentru Rusia și China în legătură cu Corea de Nord, deci vizând uh, frânarea activității economice acolo. Așadar, un mediu politic care nu prea favorizează usd ul din perspectiva mea. Pe termen foarte scurt, EUROSD însă a avut parte de un moment de microglorie, s-ar putea să obosească sau, în orice caz, e dificil de, de încurajat ideea ascendentă. Dacă mergem peste un 1791, astăzi avem un 1828 și 46, urma de 70 ca rezistență, suport la 1746. 39 și e, 13, urmat de 1, 17, 00, 16, 80 și 1 și așa mai departe, sunt fiecare din minimele acestea. În linii mari nu văd încă motive pentru a ieși din interval, dar răspuns la fiecare dintre publicări e răspuns pe termen scurt. Um, și uh, poate de ordin la 10, 15, 20 de, de pipși. Uh, Văd o întrebare dacă a făcut referire la cât de sus este prețul uh, bund, uh, Din ce am văzut eu, nu. Dar, uh, cum spuneam, nu am prins întregul, uh, întregul discurs. Și a fost o mică perioadă în care nu, nu am auzit, deci uh, nu pot să bag mâna foc în, că, uh, că nu a spus, dar bănuiesc că ar fi fost un headline uh, și am fi citit uh, despre, despre asta dacă era o remarcă, ce puțin o remarcă cu miez, una consistentă cu uh, relevanță pentru traderi. Bun, observație aici, Europa duduie. Ok, a spune că merge, merge bine, nu știu dacă încă duduie, dar merge în orice caz mai bine decât o percepem noi în momentul de față, dacă este să credem indicii PMI, dacă este să credem pib ul nu duduie, duduie, dar crește totuși. Văd o întrebare pentru NZD. Ok, o să avem în vedere puțin mai acolo NZD-ul. Ce ar mai fi de precizat aici? Titlul de stat în SUA sunt aproape de limita inferioară a ultimelor luni, în zona 2.21. Limita inferioară a fost mai jos, cred că a fost și spre 2.15 sau, sau mai jos, dar ne ajută un pic de trend. Iată-l. Cum arată acest trend descendent de la început de iulie? Este un canal. Acum nu te poți baza neapărat pe, pe analize tehnică și atât, însă, semnificația tehnică, după părerea mea, arată un fel de drift și nu i spune flag, pentru că deja durează de prea multă vreme. Dacă am unilim, dacă am prea sunt familiar cu desenul pe aici, dar să spunem că am putea să spunem că am putea să nu funcționează partea cu. probabil că mai trebuie să measure Ah, mă lasă să desenez, ok, chiar și linii, perfect. Teoretic, mă lasă practic mai greu, nu funcționează decât ca drag and drop sau ca zoom. Bun, ne imaginăm o linie sus și o linie jos, și ar fi un canal de trend. Aici ar fi un salt, dar durează de destul de multă vreme. Cu toate acestea, dintr-un canal de trend, fie că e flex sau nu, se poate ieși și în sens ascendent. Bănuiala mea ar fi că ieșirea va fi în sens ascendent în cele din urmă. Asta ar ajuta la un moment dat, Dolarul poate E vorba de, de săptămâni, poate de zile, dacă Fed este foarte, foarte hochiș, el este foarte hochiș, sau poate, poate că mai durează mult mai mult. Însă, tehnic, pare a fi o posibilitate în acest sens. Să mergem la GBPUSD. Ce mi s-a părut mie interesant? O perioadă de consolidare deasupra lui 2808, o tendință descendentă, aliniată cu discuția noastră anterioară, uh, discuția de uh, ieri. Uh, piețele continuă, uh, continuă o evoluție în afara unui canal de trend și. Tereza Mei dă semne de compromis în legătură cu Curtea Europeană de Justiție. E un semn și de realism, dar, dar nu știu dacă va fi de ajuns. Cred că piețele vor înțelege de aici mai degrabă o slăbiciune a poziției de negociere decât uh, uh, un aspect favorabil. Însă există publicat de către Bloomberg, un așa numit barometru al Brexitului care dă o, o percepție, în, într-o lume cantitativă este mare nevoie de astfel de, de sau oricum o mare dorință pentru astfel de măsuri, o percepție referitoare la atmosfera din jurul Brexitului și Recent aceasta se îmbunătățise, țin să iau în calcul și acest aspect, dar mi se pare că există încă vulnerabilitate. Vom vedea, cred că lucrurile sunt departe de a fi certe în, plan, în sens descendent, de aceea am și pus un stop loss relativ aproape dar dacă este să, să coborăm probabil că există presiune pe 27 73 sau chiar și mai jos spre un 27 51 ori la urma urmei chiar și 27 uh, 05 regiunea unui minim local de pe 26 iunie ar putea fi avut în vedere. Rezistență la 28 45 28 63 29 și 29.08, date din Marea Britanie nu prea văd în calendarul financiar, deci aspecte din Statele Unite și chestiuni ce țin de Brexit vor fi dominate. Dolar-yen alunecă ușor și părerea mea este că aici e o vulnerabilitate pe termen scurt, Rămâne rezistența la 1960 și la 190, suportul la 109.30, 1917 și 1912. Am avut un unien moderat, favorizat sau chiar ușor favorizat, a zice, în, în Asia, un sentiment mai rezervat acolo și am avut și un taifun care a limitat activitatea de trading nu mai rețin dacă în Singapore a fost sau într-un alt centru din, din zonă, dar în linii mari vorbim de modificări modeste ale cotaților. Vorbim de asemenea de un range foarte larg, între 185 și 111, care permite deci, ajustări notabile fără a schimba direcția. Cred că Uh, acel final manufacturing PMI la 52,8 față de 52,3 arată o modestă îmbunătățire a industriei în, în Japonia, dar ar putea fi o picătură care uh, înclină uh, balanța în uh, sens uh, descendent, dar iar și într-o manieră destul de, uh, destul de limitată pentru, uh, pentru dolarien. US30 a avut o sesiune bună, ieri creșteri, după creșteri, totul a fost limitat însă în momentul comentariilor, limitat și nu reversat, la cum se vede aici piața stă încă suspendată de sus de sus. Am avut o, o creștere notabilă, fără a ne mai da timp piața, pentru o închidere pozitivă care să ne permită o așteptare ulterioară, constructivă. Direct într-o într -o sesiune s-a petrecut totul, însă trendul descendent mie nu mi se pare a fi întrerupt și uh, lucrurile devin cumva, cumva neobișnuite. L-am văzut pe Ray Dalio de la. Bridgewater Associates, spunând că își diminuează riscul din portofolii fără a elabora, se poate înțelege de aici că lichidează din deținerea de acțiuni. Mai avem, de asemenea, pe acel fond numit uneori Vultur, fondul Elliot, care deține acțiuni și la fondul proprietatea, și care vinde din, din participații și nu doar aici, și în alte piețe, au existat și comentarii ale, ale fundatorului fondatorului său în același sens. Deci încrederea marilor manageri de fonduri a celor a celor care se manifestă public este în retragere. Vorbea de riscuri interne și externe. Ray Dalio, când și explica decizia de a reduce din expunere. Asta nu împiedică însă un, un alt episod de creștere. Doar că îl face puțin mai uh, puțin probabil sau cu alte cuvinte a zice mai riscant. Cred că uh, deocamdată avem o evoluție în trei uh, pași, în trei trepte în teoria lui Elliot, dar nu a celui cu fondul proprietatea, ci a unui altuia, contabil de, de profesie care a dezvoltat teoria Elliot Wave, avem deja spițate trei valuri, un A, B, C. Dacă este să crească piața, ar trebui să se întâmple să se întâmple fără a mai depăși acest minim, dacă este să urmăm un, un pattern clasic. Nu știu însă dacă nu cumva din punct de vedere fundamental este destul de greu de apărat uh, avansul. În momentul de față trebuie să reținem să și un aspect pozitiv. Uh, Trump a spus că dacă democrații nu cooperează, atunci vor bloca o tăiere masivă de taxe. Deci are adăs în discuție acest uh, plan potențial de relaxare fiscală, care ar fi, bineînțeles, bine văzut, savurat de către, de către piețele bursiere. Acest ar fi un aspect favorabil dacă există un pic de mișcare, de avans pe acest plan, lucrurile ar putea să se reorienteze optimist și am putea vedea atunci o presiune pe vârfule de ieri. De la 21.900 orientativ și sau poate chiar pe minime anterioare, cum ar fi 21.950 sau uh, reperul rotund de 22.000 sau 22.060. Însă, în uh, estimarea curentă, vorbim în cel mai bun caz de o perioadă de așteptare. Dacă spargem uh, 21.840, pe unde mai găsim suport la 772 și la 708. Să ne jucăm puțin și cu o retragere Fibonacci, doar așa pentru a, a mai uh, practica acest sport. Și um, 21.823, 777, destul de aproape de nivelurile anterioare, de, de un alt suport aici în zona vârfurile recente, ne oferă uh, iarăși pariere importante. Cred că o piață laterală sau foarte ușor descendentă nu este de neimaginat. Bun. Bursa germană, neobișnuită din punctul meu de vedere. Ieri arăta semne de slăbiciune, cam pe aici am și scris materialul și după aceea a continuat să crească. De fapt, luată izolat, pare, pare ciudată evoluția, dar dacă o... Conectăm și la cea din, din SUA cu creștere acolo. Rezultă că a fost o tractare dinspre piețele nord-americane. Însă, ceva din analiza tehnică a funcționat: acest 270, lansare spre el și apoi Dark Cloud Cover, iar acum, acum scădere. Ne îndreptăm atenția spre. 194 ca suport, apoi 180 și uh, 156. Mai jos ar fi 120, 104 și 12.071 ca niveluri de suport. Rezistența ar fi la 250, 270, uh, 286 și 294. În uh, relativ puțină vreme, asta înseamnă să zile, nu neapărat ore, ar trebui să aflăm dacă range acesta poate fi apărat sau continuăm revenire în canal de trend. Mie mi se pare că modul de bază este mod de așteptare și într-un mod de așteptare e destul de greu să faci noi maxime. Deci parcă pe, pe, în prima fază este un pic de risc descendent. Dacă însă Vedem o depășire a lui din 12.300. Este posibil ca unii trader să vadă tot acest pattern, începând cu 24 iulie, ca o formațiune complexă de inverted head and shoulders, ceea ce ar avea o țintă foarte amplă de ordinul 370-380 de pip și poate spre 667, în totalitatea sa uneori, însă unii trader se orientează spre jumătatea. Ținte care înseamnă vreo 190, deci către 12.500 de puncte. În orice caz, o închidere astăzi peste 12.300 ar da un ton mult mai vesel acestui grafic, care în momentul de față este cumva împotmolit. Să vedem și un alt indice din piața de capital. Și sunt și alte întrebări, ok. e 500, vedeți, minim, revenire, nu la înălțimea maximului anterior, iar minim, iar revenire. Dacă acum piața o ia din nou în jos spre 2443, cred că nu puțin vor fi cei care vor constata aici un fel de tendință descendentă. Deocamdată lentă, bine ținută sub control, însă există un pic de risc am fost sub limita canalului de trend, însă ieri revenire notabilă. O revenire care să dacă nu este susținută astăzi, chiar și cu o oscilație laterală pentru câteva zile încetul cu încetul ne scoate din, din logica ascendentă, ceea ce a însemnat prudență. 2461 rezistență și 2480, 2443 și 2418 suport. În cazul lui s 100 lucrurile arată puțin mai bine. Am avut o revenire consistentă, suntem nu departe de maximele istorice, încă uh, facem uh, vârfuri locale în scădere, dar dar arată destul de uh, în regulă. Haideți să vedem ce se mai întâmplă cu GBP-ul. Mă gândesc să diminez un pic din expunere, pentru că în cazul în care lucrurile nu funcționează, uh, parcă nu aș vrea să risca așa. O să închid un 007. Nu știu, nu dă semne ca și cum... A, ah, ok, e un lag, dar uh, s-a ajustat poziția. Bun. Uh, e doar o gestionare a riscului și uh, încă o să-i mai dau uh, puțin uh, timp acestei tenințe. Apoi, părere despre PIB-ul din, uh, din UK de mâine, 19 și jumătate. Aș prefera să mai strâng niște niște date. Pot să vă spun opinia acum, dar nu simt că este suficient fundamentată. Încercăm, încercăm să ne reauzim mâine la webinar în timp util pe acest subiect. Bun, altă întrebare, deci ok, am discutat despre piețele de capital. Să ne uităm puțin la petrol. Petrol este de câteva zile în, într-o zbatere fără sens, fără direcție, fără sens, semnând fără orientare și nu neapărat inutilă. Sunt convins că există traderi care o consideră foarte utilă și care au poate deal de discount cu brokerii pe futures și au costuri de tranzacționare foarte mici și atunci poate fi. Util chiar și câțiva cenți de, de tranzacționat. Dar ceea ce constată aici este o linie de trend ascendentă. Avem fluctuații tot mai, tot mai mici. Astăzi este momentul stocurilor. Avem, uit pe datele de ieri, API minus 3,6 uh, milioane de barili, dar plus 1,4 pe uh, benzină și 2,1 pe produse distilate. Deci nu e, nu e tot atât de uh, roz și iată prețul chiar a, a scăzut în sesiunea de ieri la publicare. Tehnică se pare, pare dorin să continue creșterea. 47,96, 48,21 nivelul de suport. De rezistență, suportul ar fi la 47,50, 37 și 23, mai jos 46,93. Să ne uităm puțin la calendar. Așteptările sunt pentru minus 3,3 milioane de barili. Sunt așteptări destul de serioase în, în calendarul nostru. Uh, Într-o altă versiune ar fi tot minus 3,3. Ok, să spunem că poate produsele petroliere ar scădea în vecinătate acestor așteptări, însă riscul de a avea surplus pe gasoline și distillate uh, nu ne lasă să fim direct uh, foarte optimiști Cred totuși că, deși anticipativ nu este o idee bună să ne poziționăm, o atenție deosebită trebuie acordată reacției din primele 10 de secunde și dacă stocurile sunt cam în linia așteptărilor și totuși petrolul crește, ar putea fi susținută o vreme această mișcare, nu, nu ceva exploziv, dar poate de oriunde 10, 20, 30 de cenți s-ar mai putea lua. În ciuda unei direcții anterioare descendente, cred că piețele sunt, sunt ușor optimiste pe termen scurt. Dacă totuși spargem linia de trend, avem 47, 23 și 46, 86 ca repere destul de, destul de importante. Cum arată graficul pe aur? În momentul de față după o zi de incertitudine, după o săptămână de incertitudine, încă se caută, se caută, direcția, ceea ce este constructiv. Deci ne uităm la aur pe un grafic daily acum și vedem față de un shooting star acum trei sesiuni, rămânem în vecinitatea lui 1290. Este un semn de forță. Um, alimentat de instabilitate politică sau de potențial de instabilitate politică în SUA, și de un dolar încă nu foarte uh, cumpărat de către investitori. 1.292 ar fi rezistența, apoi 1.300 uh, și dacă o depășim pe aceasta, trebuie să mergem mult uh, în spate, spre 1.308 uh, pentru rezistența următoare, poate apoi 1.329. Însă, un parcurs firesc în această perioadă, dacă nu există noi alimentări de ordin, uh, Fundamental, un parcurs firesc ar fi măcar lateral, dacă nu ușor constructiv. Din punct de vedere uh, al experienței sau al uh, statisticii în astfel de, de pattern -uri. Însă, uh, un singur uh, zvâgnet, o singură impulsionare peste 1300 și posibil să continuăm uh, câțiva dolari consistenți după aceea. Până un alta, astăzi... Uh, trebuie să fim cu ochii mai degrabă pe, pe Twitter cu fidul lui Donald Trump sau pe fluxurile de, de știri de la noi din, din platformă sau pe site. Apropo, pe lângă 3bit.ro lucrăm și la secțiunea de știri de, de piață și aici apar încă pe lângă ceea ce postăm noi, apar și versiuni în românește, traduceri ale unor materiale publicate pe site-ul global și, bineînțeles, e un decalaj față de versiunea în engleză, dar poate pentru, pentru facilitate, pentru ușurința utilizării merită urmărit și acolo. Oricum, suportul la 1281 și la 1274 nu cred că trebuie ignorate la o cât de mică uh, înviorare a uh, USD-ului. Să ne uităm puțin la NZD-USD în, uh, în cele ce urmează. NZD-USD ar trebui să fie aici un grafic. Sper că este USD și nu uh, NZD în raport cu ienul japonez. Uh, Există un material care descrie niște riscuri, e, nu este asta, există un material care descrie riscuri pentru uh, monedă cu uh, o abordare rezervată a băncii centrale uh, și uh, forecasturi, estimări mai, uh, mai slabe pentru uh, bugetul din uh, 2018, uh, creștere de la 3,7, refigită în jos la 3, 5, dar asta nu face altceva decât să compună o tendință mai, mai largă. Trendul actual este descendent. NZD-ul are un obicei în momentul în care sparge, mai coboară o vreme și apoi de câteva ore a existat o corecție foarte pronunțată. Dar trebuie să ne orientăm și după elemente fundamentale și după suportul anterior de la 72.01. Și întrebarea ar fi... Suntem la un suport deosebit de important, merge mai jos sau se întoarce. Uh, nici contextul nu e foarte fundamental, foarte vesel. Nici analiza tehnică nu, uh, nu ne descrie vreun, uh, vreun semn de întoarcere. Cred că, pe termen scurt, există un risc de, de mini-corecție, dar, uh, așa cum arată acest grafic, în cele din urmă există posibilitatea de a, de a, de a merge mai, uh, mai jos. Uh, când am avut noi pe ultimul grafic o scădere mai pronunțată și fără pauze decât cea recentă. Din iulie, ce puțin, jumătatea lui iulie, nu am avut așa ceva. Uh, poate aici, dar sunt, există niște, niște ezitări. Aici ezitările au fost mai, mai restrânse. Pe termen foarte scurt, mi se pare că LZD-ul al mai putea aluneca ușor. lui 072 uh, nu mi se pare ușor realizabilă din prima, dar dacă ne gândim la un orizont de mai multe, una, două ședințe, mi se pare posibil. Uh, deci, depășirea acestui suport nu este exclusă. Dacă mergem sub 072, avem un 71 .82 și un uh, 71-70 suporturi următoare rezistența ar fi la un uh, vârf, un minim anterior, 72, 23 și ulterior discutăm de un 72, uh, 50. Și uh, să vedem euro, uh, euro Ron, dar și euro ce dacă tot l-am deschis, se vede aici un, un grafic săptămânal, deci perioada de consolidare, câteva săptămâni de consolidare, de obicei, după astfel de perioade, urmează o a trendului. În orice caz, n-a mai fost din ianuarie 2015 atât de sus cu euro CHF. Dar Euroron este la rândul său pe pantă ascendentă. A existat niște comentarii ale premierului referitor la bănci. Este o un joc de declarații căruia a simțit sau în care a intrat poate și guvernatorul răspunzând că depozitele la bănci sunt, sunt, sigure. Leul nu a trepidat foarte mult, dar evoluția recentă se aliniază cu perspectiva noastră că ar putea fi sub presiune nivelul 459, pe un orizont mediu și poate chiar 4,60. Deocamdată, astăzi, rămâne rezistența la 4,59, dar piața este liniștită. Cu suport la 4,58, 57, 50 putem rotunji și un 4,57. Ulterior, mai mult ca nivel, ca prag ușor de reținut. Rotund e mult spus, simbolic este foarte mult spus decât ilustrat pe acest grafic. Avem o tendință de creștere în ultima perioadă. Leul are un obicei însă de a o, de a o străpunge uneori fără, fără a fi un follow-up, o continuare în direcția respectivă. Dar tendința este în prezent una ascendentă. Doar că mișcarea se face foarte lent. Cred că risc pe final de lună și început de septembrie de a merge spre 4.60 sau peste ar putea să fie. GBPUSD în final, iată că ne-a dat dreptate, s-a dus în, în jos. Ce să facem acum? Eu aș muta stop loss-ul acesta la undeva spre jumătatea chelisticului anterior, cât ar însemna 28.17. Da. L-am modificat pentru că nu-mi doresc, uh, nu doresc un risc mare. Preferăm un, un câștig bun decât un risc mare. Uh, în orice caz, e doar ilustrativ, nu, uh, nu constituie niciun fel de recomandare. Uh, văd că piața alunecă pe euro, uh, pe GBP, în ciuda, în ciuda uh, unui euro puternic, ceea ce înseamnă că euro-GBP continuă să crească și iată că lira stelină uh, zburdă și mi-am și acum de ceea ce spunea uh, Soros după Brexit uh, spunea că și chiar cred că și înainte de vot a spus-o, dar uh, spunea că de fapt uh, este modul britanicilor de a se integra în Uniunea Monetară, pentru că lirea va fi egală cu un, cu un euro dacă se ajunge la, la Brexit și uh, euro, GBP se apropie, este la 0.92, are un 92.57 care este vârful de după referendum, să vedem cum se comportă uh, acolo. Bun, mulțumesc pentru atenția acordată. O zi frumoasă în continuare. Uh, date la uh, ora 4:45 în SUA, uh, la 5 și la 5 și jumătate stocurile de petrol. Toate cele bune pe curând, La revedere.